Bine te-am regăsit la o nouă lecție de microscopie. Astăzi vom pătrunde în tainele țesutului conjunctiv moale, care intră în structura diferitelor categorii de organe. Țesutul conjunctiv moale conține în structura sa celule, fibre conjunctive și substanță fundamentală. Pentru această activitate practică, îți propun următoarea fișă de observație. Urmărește pașii și formulează concluziile. Iată imaginea la microscop a țesutului conjunctiv lax. Legenda te va ajuta să identifici componentele preparatului tău. Aceasta este imaginea la microscop a țesutului conjunctiv reticulat. Legenda te va ajuta să identifici componentele preparatului tău. Iată imaginea la microscop a țesutului adipos. Legenda te va ajuta să identifici componentele preparatului tău. Răspunde cerințelor temei și formulează concluziile. Țesutul conjunctiv moale conține celule, fibre conjunctive și substanță fundamentală moale. Îndeplinește următoarele roluri. Leagă părți de organe, hrănește alte țesuturi, depozitează unele substanțe de rezervă și de protecție.